Zăpada a bucurat turiștii veniți în județul Hunedoara. Nu doar stațiunile montane din Valea Jiului au parte de mai mulți oameni la cazare și pensiunile de pe Valea Grădiștii sunt solicitate în această mini-vacanță. Pentru a-i întâmpina cum se cuvine, natura a șternut straie de iarnă în fosta capitală dacică, Sarmizegetuza Regia. Liniștea și minunatul peisaj montan sunt aturile unei vizite la Sarmizegetuza Regia, pe lângă incursiunea în istoria antică. Mini-vacanța de mica unire a adus sute de turiști în cetățile dacice din Munții Orăștiei. Conducerea Direcției Generale de Administrare a Monumentelor și Promovare Turistică a județului Hunedoara a stabilit un program special de vizitare a fostei capitale dacice în această perioadă. Zăpada a căzut recent a adus veselie nu doar miilor de oameni care au ajuns în stațiunile hunedorene sau în obiectivele turistice. În satele din Pădure Nime, copiii din proiectul Vacanțe la Bunici au învățat să se bucure de zăpadă ca odinioară.